Vă salut! Astăzi vă voi prezenta o metodă despre care am vorbit de câteva ori și anume detoxifierea ficatului prin metoda lui Andreas Moritz. Eu am făcut această detoxifiere de vreo 10 ore ceva timp în urmă și anul acesta am reluat aceste detoxifieri pentru a ușura perioadele de detoxifiere prin postul cu apă, fiindcă practic în detoxifierea lui Andreas Moris se elimină depunerile pietrele de la ficat și postul cu apă devine mult mai ușor de ținut. Ok, vom trece la această metodă, ce anume trebuie pentru a efectua această detoxifiere, ne trebuie suc de mere, pe care îl vom bea aproximativ 6 zile, și trebuie să bem câte 900 de mililitri din acest suc. Eu prefer să iau un suc de mere care are și un procent oarecare din alte fructe de pădure, de exemplu o cătenă, coacăze, cum este acesta. Fiindcă procentul este mic, 10-15% sunt aceste, această compoziție din alt suc și atunci nu influențează per total conținutul de suc de mere. De ce se folosește suc de mere? Fiindcă conține acid male care pregătește practic detoxifierea noastră, În moaie pietrele de la care urmează să fie eliminate și ele devin mai ușor de eliminat în perioada efectivă a detoxifierii. Deci timp de 6 zile vom bea câte 900 de ml sau cel puțin 900 de mililitri, poate fi și un litru, din acest suc în perioadele în care bem lichide, adică înainte de masă sau la o perioadă după ce s-a încheiat digestia, depinde de fiecare cât timp îi se încheie digestia, 3-4 ore și apoi putem să bem din acest suc. Împreună cu apa, trebuie normal să ne și hidratăm, dar sucul vine cu rolul lui. Mesele sunt normale în această perioadă de 6 zile, dar vom evita supraalimentarea și alimentele foarte grase și proteice, în aceste zile și în mod special în ziua a șasea. Deci în ziua a șasea, practic nu avem voie să consumăm nimic proteic și nimic bogat în grăsimi. Adică mâncarea să fie cât mai ușoară în carbohidrați, cât mai bogată în carbohidrați, cum ar fi, eu știu, niște cereale, orez basmate, de exemplu, recomandă autorul, dar merg orice fel de cereale fără adaos de ulei, doar un pic de sare pentru gust și, și, fără condimente. Deci asta în ziua 6. Deci în rest, în celelalte 6 zile, în celelalte primele 5 zile, alimentația este normală, doar trebuie să bem acest suc de mere. Ok, și acum ajungem în ziua a șasea, care este deosebită, deci trebuie să bem acei 900-1000 de ml de suc în prima parte a zilei, dimineața, înainte de micul dejun. Bem încet încet acest suc cu porții mici, nu trebuie să bem deodată o cantitate mare, poate fi o jumătate de cană, o cană maxim, dar cel mai bine în porții mici și apoi lăsăm un interval de 10 minute să se absorbă și apoi iarăși venim cu o altă porție până bem toată cantitatea de 900 de mililitri. Putem să avem un mic dejun ușor, cum am zis, fără alimente proteice sau bogate în grăsimi și apoi până la prânz, după ce s-a încheiat digestia, putem să mai bem lichide, dar nu mai venim cu sucul de mere. Deci bem doar apă și apoi putem avea încă o masă, pe la prânz, pe la 12.01 încheiem. Deci la ora 1 este ultima masă pe care putem să o luăm, când se încheie masa. Este foarte bine dacă chiar renunțați la, și la două masă, adică mâncați doar un mic dejun pe la, nu știu, prima parte a zilei și până în 12.01 deja să nu mai consumați nimic, fiindcă după amează va avea loc detoxifierea și atunci trebuie să aveți tubul digestiv cât mai curat, cât mai liber de, de alimente. Da? Să zicem că ați mâncat ultima masă la 1 sau la 12, apoi nu mai mâncați nimic până seara la ora 6. Deci se, beau, se consumă doar lichide, poate fi apă, dar fără sucuri. Deci după ce s-a încheiat digestia, deci depinde de fiecare în cât timp se încheie digestia, puteți să mai consumați lichide. Apoi la ora 6 se bea prima porție de sare amară. Deci pentru uh, procedeul nostru de detoxifiere cel mai important ingredient este această sare amară. Bine, poate fi de orice altă marcă, eu aceasta am găsit-o. Este pentru uh, uz uman. există și pentru uz veterinar, dacă este foarte pur, nu este nicio problemă, se poate folosi și cealaltă, dar aceasta, a ultimul timp, se găsește mai ușor, într-un timp se găsea foarte greu să mare și am folosit, ani în urmă am folosit pentru scop veterinar, dar avea puritate foarte bună și atunci am putut-o folosi. Aceasta este chiar pentru uz uman și are un kilogram, cred că. Sarea mare se mai numește și sarea Epson sau sulfat de magneziu. Este aceeași denumire. O puteți comanda pe internet și să o aveți acasă să fiți dotați. Deci cum se prepară soluția de sare amară pe care trebuie să o beți în ziua 6 și 7? Adăugați, deci avem 4 linguri de sare amară în 3 pahare de apă. Sau 680 de mililitri de apă. Deci ă, luăm 4 linguri din această sare amară, este albă cristalină. Eu am folosit sticla aceasta pentru a o dizolva. Am pus aici 4 linguri de sare amară și apoi am adăugat 680 de mililitri de apă călduță. Deci cam tot ce faceți trebuie să fie cu apă călduță. Și ă, am uitat să spun și în timpul săptămânii. În timpul celor 6 zile trebuie să consumați mâncare uh, cât mai uh, la temperatura camerei sau, apă, sau uh, mâncare caldă. În niciun caz uh, mâncărul reci care uh, creează probleme și întăresc practic uh, zona aceasta a digestiei și a ficatului, da? Trebuie să le pregătim pentru eliminare și atunci trebuie mâncarea să fie caldă, să nu bem nici lichide reci, nici mâncare rece, fiindcă aceasta poate să ne îngreuneze procesul de eliminare a pietrelor. Deci am dizolvat cu apă. Pentru aceasta folosim un cântar de bucătărie. Da? Îl pornim, punem vasul nostru, sticla sau ce avem, luăm tara și apoi adăugăm cei 680 de mililitri de apă după ce am adăugat sarea mare. Eu am făcut aceasta aseară și nu, nu, voi mai face acum soluțiile, dar cred că este destul de clar. Ok, deci bem apoi prima porție de 170 de mililitri în, la ora 6, dacă nu greșesc, 170, da, 170 de mililitri la ora 6 seara, din ziua a 6 -a. Uh, are un gust foarte neplăcut. Uh, autorul um, sugerează anumite variante ca să ne ușureze acest uh, procedeu de a bea sare mare și una din variante este cu paiul sau uh, după ce ați băut uh, porția de sare amară, cei 170 de ml, să mai beți câteva gâturi de apă cu un pic de lămâie, da? care cumva vă curăță gura de toate aceste de gustul acesta intens, amar și leșios. Este un gust foarte neplăcut, dar asta e. Pentru a obține rezultatele care se obțin, este o metodă foarte bună și ne ajută. Trebuie să ne asumăm și anumite lucruri mai puțin plăcute. Deci, am băut prima porție la ora 6. Sarea mare are efect laxativ, rol de curățare, are un rol de curățare intestinului pentru a pregăti uh, pietrele care vor urma să vină din ficat. Și atunci, practic, după ce ați băut, începe deja să se simtă efectul laxativ la, nu știu, jumătate de oră, o oră, deja posibil să aveți nevoie să mergeți la baie. Deci la ora 8 aproximativ, beți a doua porție de sare amară uh, și apoi uh, la ora 10, deci până în ora 10, trebuie să vă apucați să vă faceți o altă, altă compoziție și anume aveți nevoie de grefe. Vă trebuie cel puțin două grefe. De obicei o singură grefă nu ajunge decât dacă e foarte mare. Deci vă trebuie două grefe pe care le tăiți la jumătate. Le stoarceți în acest aparat de stoarcere de obținere de suc din citrice, apoi puneți pe o sită ca să filtrați și vă uh, turnați, de exemplu, într-un borcan, eu am folosit acest borcan, vă turnați 180 ml de suc. Acesta se poate cântări aici, da? Se poate cântări, se ia tara și apoi măsurați exact 180 ml de suc. La acest suc mai adăugați uh, 120 de ml de ulei de măsline extra virgin, da? Eu am folosit acest ulei, dar orice ulei poate fi folosit, dar să fie de măsline și să fie extra virgin. Um, fiindcă măsurarea volumului este mai complicată, am găsit echivalentul în grame, da? Pentru ulei, ca să nu mai murdărim uh, careva vase de măsurat uh, uleiul. Am găsit echivalentul în grame. Sunt 800, uh, uh, 108 grame de ulei în loc de 120 de mililitri de ulei. Deci este practic același lucru, dar vă ajută uh, informația aceasta, deoarece puteți folosi cântarul de bucătărie să măsurați ulei. Uleiul este mai ușor și de aceea el, uh, masa sau greutatea lui este mai mică decât. Uh, volumul echivalent cum ar fi la apă. Da? La apă, la suc este cam aceeași cantitate, la ulei este mai ușor decât apa și avem nevoie de aceste 108 grame de ulei. Deci după ce am turnat în borcanul nostru cele două componente, deci sucul de grefă și uleiul, agităm foarte bine acest amestec ca să se formeze un amestec omogen, practic o suspensie de, de suc de grefă în, această, în acest ulei. Ele nu se amestecă perfect, dar cât de cât le amestecăm cât de mult putem. Deci și acest amestec trebuie să fie gata, finalizat, pregătit pentru băut la ora 10, deoarece la ora 10 noi bem acest amestec. Deci ne, pentru a pregăti patul, deci trebuie să ne culcăm într-un pat, să ne întindem într-un pat, trebuie să stăm lângă pat, să avem borcanul cu noi și am băut cât mai uh, repede posibil, adică fără prea multe întreruperi, nici acesta nu este un gust foarte plăcut, este, vă dați seama, ulei, deci jumătate sau nu știu, un sfert din el este ulei și atunci sau o treia parte aproximativ, da? Este ulei. Nu este deloc plăcut să bei ulei în cantitate mare și cu gust ușor amărui de suc de grefă. Dar asta e, trebuie să, ne, să trecem și pe acest, peste acest uh, element. La fel putem să clătim cu un pic de, su, uh, cu un pic de apă cu lămâie la final ca să ne treacă acest gust. Uh, și bem toată cantitatea. Acum am băut-o, ne întindem în pat. Uh, trebuie să stăm drepti, deci în pat ne culcăm drepti și punem o pernă sau două uh, în spatele uh, capului ca să stea un pic ridicat. Deoarece acest lucru ajută uh, în general la tot procesul. Și trebuie să stăm nemișcați, autorul spune, cel puțin 20 de minute dar puteți să stați și jumătate de oră și 40-45 minute cât, cât vă permite, deoarece în acest timp, după ce ați băut uleiul amestecat cu sucul de grefă, încep să se elimine pietrele. Și nu trebuie să vorbiți, trebuie să fiți cât mai izolați în liniște, nimeni să nu vă deranjeze, deci nu aveți voie nici să vorbiți, nici să vă mișcați, deoarece poate să perturbe uh, procesul acesta de eliminare și pietrele se pot la mișcări ale abdomenului sau ale corpului se pot duce în alte direcții, da. Deci noi trebuie să urmăm, uh, urmărim o singură direcție pe care să se ducă pietrele, și anume pe tubul digestiv, să nu se să nu ajungă în stomac și să nu intre cumva în pancreas, da? Se ducă în partea dreaptă, o iau pe duodenă, intestinul subțire și merg până la eliminare. De ce trebuie să stați nemișcați timp de 20 de minute, 30 de minute, chiar și o oră? După ce s-a încheiat acest timp, atunci puteți să vă ridicați și nu mai aveți voie să mâncați. Ultima masă a fost în ziua 6, la, maxim la ora 1. Deci la 1 se încheie masa efectiv sau poate se încheie și mai devreme și nu se mai mănâncă nimic până a doua zi în jur de ora uh, 10-11, cam așa recomandă autorul, dar puteți să mâncați chiar și mai târziu de 10-11 puteți să mâncați și tot pe la ora 1, da? Nu este nicio problemă, fiindcă uh, este acest timp în care organismul se ocupă de uh, eliminare, de detoxifiere și nu trebuie să se încurce cu mâncarea. Deci asta ar fi ce, ce, aveți nevoie. Deci după ce ați făcut, ați băut acest lichid în ziua a șasea și ați stat acele 20, 30, 40 de minute în pat, după aceea puteți să vă culcați sau dacă mai aveți ceva treabă mai faceți una alta și apoi vă culcați și vă odihniți până a doua zi dimineața. A doua zi dimineața beți a treia porție de soluție de sare amară, da? aveți patru porții în total din acești 680 de mililitri, aveți patru porții de 170 de mililitri. Toate lichidele, cum am spus, trebuie să fie călduțe și sarea amară o încălziți un pic să fie 40 de grade aproximativ da? și această acest suc de grefă și tot, fiindcă lichidele calde ajută la eliminare. Dacă cumva beți ceva un lichid rece, el contractă căile biliare. Ok, în ziua 7 la ora 6 dimineața aproximativ, plus minus un sfert de oră, beți cea de 3 porții de sare amară, de soluție de sare amară, Înainte de această porție, autorul permite, spune că puteți să beți un pic de apă dacă vă este sete și chiar recomand să beți măcar o cană de apă cu un sfert de oră înainte de a bea sarea mare, deoarece aveți nevoie să vă hidratați cât mai bine. Cu cât mai bine sunteți hidratați, cu atât mai ușor va fi întregul proces. Dacă cumva beți puține, puțină apă, puțin lichide, se îngreunează eliminarea acestor pietre. Deci și în ziua 6 să beți lichide înainte de porția de sare amară, adică apă, filtrată. Da? aici nu mai zic apa, e bine să fie cât mai bine filtrată, eventual să fie fără, complet fără săruri minerale sau apă destilată. Uh, ok, Suntem, deci, în ziua 7. Ați băut prima porție de sare amară pe la ora 6 și a doua porție de sare amară pe la ora 8. Uh, iarăși, toate sunt în scop de a uh, curăța uh, intestinul. De fapt, primele două porții de sare amară au fost pentru a curăța intestinul și a pregăti pietrele, iar a doua, uh, cele două porții din ziua 7 sunt pentru pentru a grăbi eliminarea pietrelor pe tractul digestiv, practic. Atunci pietrele deja au ieșit, în ziua 6 pe la ora 10 când ați băut uleiul cu uh, zeama de grefă, au ieșit timp de jumătate de oră, o oră aproximativ ele se elimină și apoi le trebuie să plece cât mai repede pe tractul digestiv, fiindcă sunt niște substanțe foarte toxice, și cu cât stagnează mai mult în tractul nostru digestiv, ne vor da stări de rău și o parte din aceste toxine, aceste substanțe, se vor reabsorbi în sânge. De aceea trebuie să depunem tot efortul pentru a grăbi acest proces spre eliminare. Oricum el va dura, deci dacă ne gândim la 10, în jur de 10 începe, deci va dura 8 ore aproximativ, Cam peste 8 ori ele deja ajung spre eliminare. Da? 8-10 ore deja încep să se elimine în cantitate mare. Până atunci au de parcurs aproximativ 5-6 metri din tubul digestiv, din intestinul subțire și intestinul gros. Ok, să nu uit nimic. Ce ar trebui să vă mai spun? A, mai este un element... Perioada aceasta de detoxifiere, autorul recomandă să fie uh, și funcție de uh, fazele, func funcție de faza lunii. Deci, mai exact scrie aici așa metoda Andrei Moris, ar fi de preferat să coincide cu o zi. Între luna plină și luna nouă, încercați să evitați detoxifierea într-o zi cu lună plină, și explică de ce corpul tinde să păstreze mai multe lichide în creier și în țesuturi în această zi mai mult decât în altele. Ziua cu lună nouă este cea mai propice pentru detoxifiere și vindecare. Și acum, în 2024, această lună nouă a fost anul trecut a fost luna trecută, în aprilie, a fost la începutul lui aprilie, deci practic prima săptămână din aprilie a fost, am făcut prima detoxifiere și în această lună tot la începutul lunii mai. Da? În jur de, în jur date de 10 a lunii este luna plină, 8, 9, 10 este luna plină și atunci nu, nu, este nevoie chiar să fie exact ziua, dar să ziua a șaptea, practic, în care eliminăm petrele, ar fi bine să fie în jurul acestei zile de lună plină. Ok, ce ar mai trebui să, să amintesc pe aici să nu uit nimic? Ok, uh, a, încă ceva, când am băut uh, Sarea mare, în ziua 6, practic, noi, după a doua porție, ar cam trebui să avem 1 două scaune deja moi care să a, ne pregătească tubul digestiv. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci autorul recomandă să facem una-două clisme, da? să ajutăm la eliminarea dar de obicei. A, sarea mare un efect, are un efect foarte puternic laxativ și după două porții de sare mare cam între ora 8 și 10 seara, din ziua 6 -a, veți merge la toalet. Eu, pe cât posibil, încerc să evit clismele atunci când se poate și în ziua 6, -a, dacă am scaune, nu mă încurc cu clismele, dar în ziua 7 -a, ar cam trebui să faceți clizmă chiar dacă ați avut scaune, fiindcă toxinele care vin din ficat sunt atât de puternice, atât de toxice și acide, încât la eliminarea lor la baie veți avea usturimi foarte puternice și atunci ca să mai diluați un pic din această toxicitate, în ziua 7 dimineața, da, până după ce ați băut, eu știu, prima două porții, deci faceți câteva clisme ca să ușurați eliminarea, eliminarea lor și să reduceți concentrația de toxine, pentru că ele sunt foarte toxice și e, e extrem de neplăcut să ai aceste scaune dacă nu faci clismă. Ok, la capitolul clismă fiind cam ajuns deci eu am avut o clismă mai veche, nu știu pe unde a rămas cu atâtea muteri și bagaje și mi-am comandat altă, altă clismă, full wash, foarte bună, are și robinet. Pentru clismă vă faceți un ceai diluat de mușețel, deci îl fierbeți și îl lăsați să se răcească, să rămână tot așa călduț și sau dacă s-a răcit îl reîncălziți și îl folosiți la clismă. Aceasta are 2 litri și este o porție foarte bună de, de lichid pe care să o folosiți la clism. Și faceți, vorbim de ziua a o faceți două, trei și patru clisme, puteți să faceți plini din acestea de către 2 litri, fiindcă vă ajută la eliminare. Pentru o clismă, ce ați, ar trebui să mai aveți? Vom, vă voi prezenta în continuare cum am făcut-o eu și... Deci, aici am făcut clizmele în ziua 7. Deci, aceasta este clizma pe care am folosit-o. Am găsit -o în cui în care să o agăț. Veți avea nevoie și de ceva, o cremă, un ulei. Eu am folosit ulei de cocos pentru a unge acest vârf al clizmei. Da, pe care îl vor, veți introduce în anus și de asemenea să vă ungeți și în spate acolo unde veți introduce vârful clizmei. Aici este spațiul pe care l-am folosit. Am improvizat un pic. Deci am do, doi tabureți pe care am așternut o, o, ceva moale, o plăpumeară și deasupra am pus un sac de gunoi de 120 de litre, cred, sau 240, cum, un sac mare sau o folie, ceva. De ce? Fiindcă aici veți avea și anumite pierderi de, de, lichide și atunci trebuie să fie ușor de curățat după aceea. Aici am un scaunel în față pentru, unul, pentru piciorul stâng pe care îl pun aici. Și de asemenea am mai improvizat aici pe Capacul de wc -u. am pus uh, piciorul drept de ce? fiindcă veți sta pe uh, veți sta acest uh, pătuc improvizat cu capul în uh, partea aceea și cu picioarele încoace da? aici în spate, acolo unde este capul am pus încă un scăunel și două perne ca să stau un pic ridicat să fie ușor și de aici practic eu uh, din, uh, din, uh, din hol eu ajung cu uh, cu capătul meu în partea aceasta, în zona în care eu o voi folosi. Așa. Aici am, am ultimul scaun pe care vedeți n-am tras apa da? ca să se vadă ce a ieșit în ziua 7. Acestea sunt practic niște pietre dizolvate deja, deci ele nu sunt întregi, vă voi arăta și pietrele întregi, o culoare verzuie, da? verde galbui. Și fiindcă n-am vrut să le pierd, am vrut să le și colectez, am folosit o, o lingură da? de aici, pe care am, am, colectat câteva din aceste pietre. Nu toate, dar ca să, vedeți, să le vedeți și în mod final și izolate cum arată. Nu este neapărat nevoie să le colectați, dar na, pentru o exemplificare am și colectat câteva din ele. În același lucru am făcut și anii, anii trecuți, când am făcut detoxifiere, atunci foloseam o sită, deci practic dacă folosiți o sită și toate scaunele pe care le aveți în ziua șaptea, o, le treceți printr-o sit, atunci veți colecta toate pietrele, da? Și puteți să aflați efectiv cantitatea lor totală. Haideți să vă arăt și pietrele care uh, au ieșit din ficatul meu azi dimineața, da? Deci avem uh, și o linie aici, ca să vă dați seama de dimensiunea lor. Uh, cele trei sunt uh, cele mai mari. Și apoi sunt mai micuti, Culoarea lor este verde închis sau chiar un pic mai spre negru și unele sunt galbui. Odată cu trecerea timpului, el schimbă încetul cu încetul culoarea datorită oxidării și capătă alte culori mai închise, adică, na? Da, și cele trei pietre au fost ceva mai deschise, dar au trecut câteva ore, și s-au -au mai închis la culoare. Deci, cum sunt aceste pietre? Sunt, nu sunt pietre ca cele de la vizicabiliară. La Vizica biliară, sau la bilă, cum se zice popular, pietrele sunt dure, sunt ceva mai tare. Aceste pietre care ies din ficat sunt ceva mai moi. Uh, cu toate că și pietrele de la vizica biliară pot fi strivite, dacă le, le apăsați pot fi strivite și ele, dar acestea se pot strivi mult mai ușor. Cele de la ficat sunt practic moi, gelatinoase, da? Și în aceste pietre avem uh, uh, multe toxine, grăsimi, colesterol uh, și cam tot ce nu are nevoie organismul, da? le stochează acolo în ficat și cu părere de rău nu reușește să le elimine toate. Da? Unii zic că organismul elimină tot, se detoxifiază singur, nu este adevărat. Uitați-vă că avem nevoie de niște procedee prin care să ușurăm această eliminare a toxinelor. Da? Ok, și uh celelalte lucruri pe care v-am spus că le-am folosit. Ultima Acum, ultima dată am folosit acest suc de mere și coacăze. Am mai folosit odată suc de mere și cătenă. Aceasta este clisma pe care am folosit-o, cântarul de bucătărie, acest sulfat de magneziu foarte bun și grefa și storcătorul de citrice și uleiul de măsline extra virgin. Această metodă o găsiți descrisă în detaliu în cartea lui Andres Moritz, uh, capitolul 4 a cărții. Cartea se numește Scapă de pietre la ficat și fiere și paginile sunt 141 la 158. Uh, din uh, metodele pe care le-am mai uh, studiat pentru detoxifierea ficatului, am înțeles că aceasta este printre cele mai eficiente. Eu până în prezent am făcut practic 12 detoxifieri și sunt foarte mulțumit de această metodă. Mai sunt și variațiuni în loc de suc de grefă se poate folosi suc de portocale și amestecat cu suc de lămâie. Acum, legat de numărul de detoxifieri ale ficatului pe care ar trebui să le facem, autorul recomandă să facem lună de lună, deci cam, trebuie să lași un interval de cel puțin o lună până la următoare detoxifiere, dar să faci în mod constant până când nu se mai elimină pietre din ficat și eu eu data trecută am făcut 10 detoxiferi una după alta după ce cât de cât au scăzut, da, n-au n, -au, n -au dispărut cu totul. Deci asta m-a m-a șocat cât de multe pietre avem. Au fost în jur de 700 de pietre pe care le-am eliminat ultima dată și acum am reluat anul acesta. Și deja aici am nu știu, în jur de 50-100 de pietre și abia este începutul. Deci plus cele care au fost data trecută, luna trecută, pe care le-am eliminat, oricum aștept să am tot așa în jur de 10 detoxifieri ca să curăț ficatul. Ele se adună în timp datorită toxinilor care vin din alimente, colesterolului, stresului și acesta contribuie și poluării care ne înconjoară pe toate planurile. Practic, dacă facem această detoxifiere, atunci când vom face o detoxifiere generală prin postul cu apă, care este cea, cel mai bun remediu, din câte știu eu, pentru sănătatea noastră pe planul detoxifierii, ar trebui să fie mult mai ușor uh, trecerea prin acest post, fiindcă v-am mai spus în altă ocazie, că atunci când ținem postul cu apă în ziua a doua și a treia, ficatul începe să elimine aceste, aceleași toxine practic, dar nu știu de ce atunci le elimină, o bună parte din ele le elimină în stomac și ne dă starea de vomă care trebuie neapărat să o, o, să o concretizăm printr-o vomitare, deci trebuie să bem niște ceva apă caldă care să ne ajute apoi la vomitare și este un proces foarte neplăcut, da? ajută la detoxifiere, dar toxinele acestea se elimină într-un mod mult mai neplăcut și uh, cantitativ mai puține decât cele care ies prin această detoxifiere lui Andreas moris. De aceea recomand din, din toată inima să faceți această detoxifiere uh, și după ce ies practic uh, bună parte din pietre sau toate pietrele din ficat, atunci uh, detoxifierea prin postul de apă, care este uh, cel mai bun, cea mai bună formă de detoxifiere, atunci ar trebui să fie mult mai ușor, dar ce ficatul nu va mai fi îngreunat de aceste toxine și veți putea trece mai ușor prin postul cu apă. Cam atât despre această detoxifiere. Sper să nu fi uitat elemente importante, dar oricum vă recomand metoda, metoda din carte. Acolo vă, vă sunt date multe detalii uh, și variațiuni ale metodei, da? unde puteți să mai faceți anumite lucruri. Eu v-am spus în linii mari ce este de făcut, fiindcă de atâtea ori am făcut deja, am învățat-o pe de rost. Și sper să vă fie de folos pentru sănătatea voastră, fiindcă pentru o sănătate bună a organismului sunt necesare aceste lucruri. Pe de o parte, detoxifierea întregului organism, asta însemnând colon, Ficat de parazitare, rinichi, detoxifiere rinichi și detoxifierea generală a organismului. Deci, pe de-o parte, detoxifiere, și pe cealaltă parte, în perioadele în care nu vă detoxifiați, trebuie să consumați o alimentație cât mai echilibrată, corectă și nutritivă, da? să vă asigure toți nutriențe. Dacă facem doar această parte o nutriție bună și ne lipsește detoxifierea, nu vom obține rezultate foarte bune pe partea de sănătate, de vindecare și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi. Dacă aveți ați experimentat această detoxifiere sau alte detoxifiere ale ficatului, puteți să comentați acest, această prezentare, să vă spuneți experiențele pe care le-ați avut și ce surprize ați avut în aceste detoxifieri și dacă aveți ceva întrebări, voi încerca să vă răspund. Um, mi-aduc aminte de, încă cu, cu această idee, mă apropii de încheiere, deci mi-aduc aminte la detoxifierile pe care le-am făcut ceva în urmă. Am văzut pe o pietricică din aceasta care mi-a ieșit din ficat, am văzut și un mic parazit intestinal care era uh, mort acolo și calcifiat pe piatră. Deci, practic, noi odată cu aceste detoxifiere eliminăm și paraziții și uh, tot ce este toxic în ficatul nostru. Deci cam atât ar fi pentru astăzi metoda de detoxifiere a ficatului. Sper să vă fie de folos și să vă bucurați de o sănătate mai bună. Până data viitoare, numai bine.